ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile, toate informațiile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră și vă mulțumim că sunteți în număr atât de mare zi de zi cu ochii pe noi. Educația ar trebui să fie poate una dintre cele mai importante aspecte din viața fiecăruia dintre noi. Investiții s-au făcut, se fac în continuare, însă contează foarte mult și calitatea umană. Pentru că fără profesori de calitate, fără o comunitate care să se implice cu adevărat în educația tinerilor, este destul de dificil să vedem un viitor mai bun, așa cum ne-l dorim fiecare dintre noi. La Colegiul Național Decebal din Deva însă, profesorii, părinții și elevii se implică în proiecte numeroase, proiecte care sunt menite cumva să îi ajute pe acești tineri, să îi sprijine și să le deschidă noi orizonturi. Despre aceste subiecte vom discuta astăzi cu invitatele mele, doamna profesor Mirabela Balabuc, profesor în cadrul Colegiului Național Decebal din Deva. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumim de invitație! Și Izabela Oprița, elevă în clasa 11-a la Colegiul Național Decebal din Deva. Bună ziua, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ne bucurăm să avem tineri alături de noi, tineri care au ceva de spus și pot fi până la urmă exemple pentru colegii lor și pentru prieteni, pentru că de multe ori discutăm despre anturaj, cât de important este și iată că acești copii reușesc să își creeze așa o lume a lor care poate influența în bine, poate chiar și pe cei care au trecut bine de prima tinerețe, ca să spun așa. Colegiul Național Decebal este implicat în foarte multe proiecte, doamna profesor. Sunt proiecte care, așa cum spuneam puțin mai devreme, sunt menite să-i scoată cumva din anonimat pe acești tineri, pentru că ne confruntăm de foarte multe ori în zilele noastre cu acea sintagmă, tineretul din ziua de azi nu este bun de nimic, nu vom ajunge niciunde, luând exemplele negative, acele excepții care sunt și au fost, cred, întotdeauna în fiecare generație și dacă vorbim de ce se întâmpla poate în anii 70 sau în anii 2000, aceeași poveste este de o altă amploare, cu siguranță, și uităm să îi apreciem și să-i ajutăm mai mult pe cei care își doresc, în primul rând, mai mult pentru ei. Faceți acest lucru, presupun că nu vă este chiar atât de ușor, dar reușiți să îi ajutați. Eu sunt profesoară la Colegiul Național Decebal de 28 de ani și pe parcursul timpului am cunoscut copii extraordinari care s-au implicat în tot felul de proiecte datorită pasiunilor și intereselor lor care sunt diverse. Noi mergem și le propunem anumite proiecte și ei își aleg proiectul la care vor să participe, uneori cu un succes atât de mare încât își urmează și o carieră în urma proiectului și în urma faptului că se descopere pe ei înșiși în timp ce iau parte în activitățile proiectului respectiv. Ceea ce este foarte important să pornească cumva încă din adolescență acești pași, pentru că mi-amintesc că și eu și colegii din generația mea uneori când ne apropiam, nu știu, de clasa 11-a, 12-a și eram întrebați ce ne dorim să facem, nu prea știam, nu prea aveam orizonturile atât de lărgite încât să spunem, da, asta vreau să fac. Da, au nevoie de modele, au nevoie de deschidere, au nevoie de informație, informația pe care ei pot să o găsească este aceeași informație pe care pot să o găsească toți copiii de vârsta lor. Noi le venim în întâmpinare și le oferim și alte moduri de a-și petrece timpul liber, de a se implica în viața comunității și în viața comunității mai mari, care este Comunitatea Europeană, de exemplu, pentru că urmează să vorbim despre proiectul EPAS, care înseamnă Școala Ambasadora Parlamentului European.
Titlul pe care Colegiul Național de Cebal l-a obținut în urmă cu 2 ani, un an și ceva. Da. Ce înseamnă acest proiect? Și îmi îndrept acum atenția către tine, Izabela, pentru că ești implicată în acest proiect. Ai venit și pregătită cu tricoul Parlamentul European, pe care scrie Parlamentul European. Este un proiect în care sunteți implicați mai mulți elevi, mai mulți colegi. Cum se desfășoară acest proiect și de ce ai ales să te implici în acest proiect? Da. În primul rând, acest proiect, Școala Ambasadora Uniunii Europene, se desfășoară la noi în școală de aproximativ 2 ani, iar atunci când eu am devenit familiară cu acest subiect, mi s-a părut foarte interesant să aflu diverse lucruri despre apartenența noastră ca țară la Uniunea Europeană, deoarece este un subiect foarte oarecum tratat cu superficialitate. Și, tratat cu superficialitate. De foarte multe ori tinerii aud despre subiecte politice și de multe ori nu se interesează, ci doar trec cu vederea peste ele. Și acest proiect îl desfășurăm în cadrul liceului la noi. Prin diverse activități care ar trebui să aducă lumină asupra subiectului Uniunea Europeană și apartenența la Uniunea Europeană, care ne aduce drept țară și cetățeni europeni diverse beneficii și de-a lungul acestui proiect desfășurăm activități care ne pot ajuta să aflăm aceste beneficii, cum ar fi faptul că noi, drept cetățeni europeni, avem dreptul să călătorim, să ne angajăm în alte țări membre cu o libertate foarte mare și ne oferă multe, multe avantaje. Ai constatat pe parcursul acestui proiect că de fapt, înainte de a fi implicată în el, nu știai atât de multe lucruri despre ce înseamnă Uniunea Europeană, ce se întâmplă în Parlamentul European. Da, încă de la primul meu contact cu acest proiect am constatat faptul că nu prea am habar în acest subiect și de aceasta am și ales să mă implic, mai ales la simpla întrebare când a aderat România la UE. Nu eram familiară cu acest subiect deloc și am decis că spre mai buna mea dezvoltare, să spun așa, ar trebui să fiu informată și din acest punct de vedere și acest proiect m-a ajutat să informez și pe ceilalți și să ajungem într-un final să fim niște elevi informați și documentați, interesați. Și elevi europeni, în adevărat, da, în sens al cuvântului, pentru că suntem așa cumva dați ușor la o parte atunci când vine vorba despre Uniunea Europeană, despre tot ceea ce înseamnă acest lucru și nu este chiar așa, pentru că avem un cuvânt de spus și noi din acest punct de vedere. Cum se desfășoară acest proiect, doamna profesor? Pentru că e bine să știe și cei de acasă ce faceți în cadrul lui proiectului. Proiectul este coordonat de Biroul de Legătură al Parlamentului European la București. În fiecare an avem întâlniri cu coordonatorul de proiect de la București și avem o foaie de parcurs unde ni se spun pașii minimali pe care trebuie să-i facem în anul respectiv pentru a rămâne în proiect sau pentru a fi acceptați în proiect dacă sunteți școală aspirantă. Unul dintre punctele importante de pe ordinea de zi, să zicem, este deschiderea unui punct de informare în cadrul școlii. Când am fost școală aspirantă, am avut un parteneriat cu Biblioteca Județeană Ovidiu-Sușanu, care ne-a împrumutat un număr de 70-80 de cărți pe tematică europeană, pe care le-am expus în punctul de informare. Doamna care a venit în monitorizare de la București ca să vadă dacă îndeplinim toate criteriile pentru a fi acceptați în proiect a fost foarte impresionată de activitatea noastră, sugerată de domnul director de altfel, domnul Florin Ilieș, care este cel mai prezent. Putem să-i spunem că este motorul, nu multor proiecte. Da, punctul de pornire al proiectului și cel mai prezent ambasador senior al proiectului. Proiectul se bazează pe 5 profesori care sunt ambasadorii seniori și un număr de 15-20 de elevi care sunt ambasadorii juniori, care prin acțiunile lor promovează cunoștințele pe care le acumulează în urma proiectului și în urma lecțiilor pe care le facem pe tematică europeană.
punctul de informare este deschis tot timpul în școală. Copiii, ambasadori junior sunt prezenți acolo și oferă informații despre Parlamentul European, despre instituțiile comunității europene, celor care îl vizitează. Vizitele se fac în timpul orelor de dirigenție, după un program stabilit anterior. Este un proiect care se adresează doar copiilor, elevilor de liceu? Sunt implicați și cei mai micuți? Da, proiectul se adresează copiilor de liceu. Sunt singurii care se pot înscrie în proiect, dar aceștia pot să facă acțiuni de promovare sau de prezentare și la copiii mai mici, care în urma prezentărilor pe care le fac colegilor mai mari își doresc să devină și ei ambasadori când ajung la liceu. Pregătiți din timp cei mici pentru acest proiect. Faceți prezentări în cadrul proiectului. Cum se desfășoară? Cum vă vin ideile? Aveți anumite teme pe care trebuie să le dezbateți sau vine de la voi totul? Deci, unele proiecte pe care le desfășurăm sunt pe teme actuale. Spre exemplu, am avut o dezbatere pe care am susținut-o împreună cu încă o clasă de liceu, care a fost pe tema votului, dacă votul ar trebui să fie făcut de la 16 ani, dacă ar trebui să aibă copiii de la 16 ani în sus drept de vot, sau am desfășurat și activități, să spunem, pe anumite teme, cu anumite ocazii, cum ar fi de Ziua Europei. Am reușit să desfășurăm o activitate foarte interesantă la care am participat și eu, în care am reușit să mergem în clase cu o urnă și am simulat într-un fel niște alegeri europarlamentare, deoarece doi colegi de-ai mei aveau o candidatură, un subiect pe care candidau drept viitor europarlamentari, iar elevii noștri aveau dreptul de vot și trebuia să aleagă ideea care era mai bună, să spunem, care putea să fie într-un beneficiu societății și, spre exemplu, am avut tema dezvoltării infrastructurii și tema mediului. Pe asta au candidat colegii mei. Cine a câștigat? A câștigat colegul care, într-adevăr, avea un talent oratoric un pic mai, să spunem, dezvoltat și el a prezentat o idee de implementare asupra infrastructurii pentru dezvoltarea acesteia și astfel am putut să promovăm rezultatele pe pagina noastră de Instagram, unde elevii au putut să vadă rezultatele ulterior votului. Cum se numește pagina voastră? Pagina noastră. Sunt oameni, colegii de-ai voștri și din alte școli care sunt interesați să vă urmărească și acolo. Pagina noastră a școlii de Instagram se numește epas_cnd și acolo puteți să ne vedeți activitățile și, desigur, viitoarele activități pe care urmează să le desfășurăm și în anul acesta, care sunt foarte interesante și tot așa pe teme actuale. Au participat colegii voștri la vot? Au fost interesați de acest proiect care poate fi considerată poate o joacă pentru unii, dar este atât de important, cu atât mai mult cu cât spunea puțin mai devreme colegul tău care a avut un discurs poate mult mai frumos a câștigat. Iată cât de important este studiul, cât de important este să învățăm să vorbim și să scriem corect limba noastră. Avem multe sau poate mai multe șanse să ne impunem atunci când avem proiecte și când avem ceva de zis cu adevărat. Da. Revin la întrebare. Au fost mulți care au fost interesați de a participa în acest proiect și să voteze acolo pe cel mai bun. Desigur, scopul nostru a fost într-adevăr să atragem atenția asupra faptului că este o alegere importantă atunci când mergi la vot. Unii dintre copii au tratat-o superficial și asta era exact problema pe care noi voiam să o țintim, să reușim să aducem într-un fel în prim plan faptul că nu este ușor să votezi, de multe ori poate să te influențeze pur și simplu stilul candidatului, chiar dacă ideea nu este una cea mai bună, dar ne-am bucurat să vedem o parte destul de mare din elevi interesați și au mai pus și întrebări.
tineri au votat corect, am avut foarte puține voturi anulate, deoarece i-am rugat să nu deseneze pe lângă chenare și au făcut-o. Astfel, noi am fost foarte mulțumiți de rezultate și vom desfășura și anul acesta proiecte asemănătoare, deoarece anul 2024 este unul foarte, să spunem, plin din punctul de vedere al alegerilor și deoarece avem foarte mulți elevi care vor avea drept de vot în acest an, dorim să, și eu inclusiv, dorim să desfășurăm activități care să sublinieze cât mai bine importanța mersului la vot, importanța documentării, importanța implicării politice și totodată în viața societății, deoarece ne afectează pe toți. Mă uit la Izabela și are un discurs extraordinar. Ai 17 ani, urmează să împlinești 18. Te-ai gândit măcar o secundă să nu participi la vot? Nu, deoarece eu consider că este foarte important, în primul rând, să încercăm să facem o schimbare sau, dacă nu schimbare, măcar să rămână lucrurile așa cum dorim noi, deoarece contează foarte mult opinia fiecăruia și știu cât de mult este accentuat mersul la vot atunci când vorbim despre nemulțumirile noastre, eventual poate nu suntem mulțumiți cu anumite aspecte sociale și atunci este firesc. Doar dacă nu spunem nimic sau doar ne exprimăm opiniile în mediul online și atât, lucrurile nu se vor schimba. Da, este important să știm faptul că avem o alegere, este importantă și alegerea noastră, va fi luată în considerare și trebuie să ne exercităm acest drept, deoarece este un drept fără de care nu am putea să ducem o viață cum o ducem astăzi și unii uită, dar noi vrem să aducem foarte, foarte mult în fața această idee, deoarece opinia tinerilor contează foarte mult și ei au idei, au aspirații, toți ar trebui să poată să și le pună în practică și să încerce măcar. Măcar să-și facă vocea auzită. Da. În primă fază contează foarte mult. Avem și noi câteva imagini din cadrul proiectului acesta, dar și altor proiecte și o să-i rog pe colegii din regie să le difuzăm și o să vă rog pe dumneavoastră, doamna profesor, să ne explicați ce vedem în imagini. Acesta este momentul în care colegii care au fost la București, doi elevi și un profesor, să primească placheta care ne desemnează Școala Europeană, școală ambasadora a Parlamentului European, pe lângă faptul că suntem și Școala Europeană și este placheta aceea și aceea pe ușa școlii. Momentul în care s-au întors colegii cu diplomele și cu placheta, a fost un moment de bucurie pentru toți cei implicați în proiect, pentru că am muncit mult și în primul an în care ne-am depus candidatura, am avut câteva luni la dispoziție să realizăm toți pașii pe care trebuia să îi facem. A trebuit să vă mobilizați destul de rapid. Da, și ei s-au mobilizat foarte bine și am avut rezultate foarte bune. Am fost felicitați pentru, la fel, tot ambasadorii junior și senior și placheta în fața școlii. Da, asta este o imagine din punctul de informare pe care l-am avut. Toate cărțile și documentele pe care le vedeți acolo sunt cele luate împrumut de la Biblioteca Județeană. Copiii au fost foarte interesați de tot ce au găsit acolo și le-au răsfoit și au pus întrebări colegilor mai mari care se aflau în punctul de informare și acesta este punctul de informare, așa să vedem, avem o imagine mai de ansamblu cum arată și acum se regăsește? Acest punct de informare era la clădirea din centru de jos, punctul de informare acum este la clădirea Corpul B. Corpul recent renovat. Da. Cu fonduri europene. Iată, bine ai punctat acest lucru cu fonduri europene, bani fără de care multe comunități nu s-ar fi putut dezvolta, multe școli nu ar fi putut să achiziționeze atât de multe materiale didactice și să schimbe cu adevărat fața școlilor pe care știm cu toții nu au mai fost făcute investiții așa de prea mulți ani, să spunem, dar iată,
un alt aspect important, fondurile europene. Aici presupun că este din cadrul, imaginea aceasta este din cadrul alegerilor. Simulării alegerilor europarlamentare, da? Școlii, ați avut urna mobilă, nu? Urna mobilă și biletele de vot din toată școala. Au fost doi posibili candidați, un băiat și o fată, și ce ne-a bucurat pe noi a fost faptul că diferența de voturi a fost mică. Ideile au fost amândouă foarte frumoase și foarte bine explicate și câteva voturi a separat un candidat de celălalt. O luptă strânsă. Da. Înseamnă că au fost ambii foarte bine pregătiți pe subiectele pe care le-au au ales să le prezinte în fața colegilor. Aici, și aici avem o imagine dintr-o activitate pe care am făcut-o într-un anume an din proiect, cred că anul trecut, simularea unei sesiuni a Parlamentului European. Copiii au avut de pregătit o temă acasă să se documenteze pe tema respectivă și am în plen, pe parcursul a două ore, am dezbătut acea temă. Am avut luări de cuvânt și am avut colegi din sală care au pus întrebări sau au propus amendamente la propunerile făcute de colegii lor. Dacă țin bine minte, tema era reducerea emisiilor de carbon până... Era tema... Un subiect actual. Da, de foarte mare actualitate în momentul respectiv. Mai aveam niște imagini, cred că am uitat eu să le pun pe stick. Imagini de la sesiunea Euroscola la care am fost invitați via internet anul trecut. Am fost invitați să participăm online la o sesiune tematica este Europa pregătită pentru iarnă. Anul trecut, în contextul războiului cu Ucraina și a resurselor naturale limitate, toată Europa își punea problema de reducerea consumului de combustibil de orice fel și atunci ei s-au gândit să antreneze tinerii să caute soluții pentru reducerea emisiilor de carbon și pentru reducerea consumului de combustibil pentru a putea face față iernii care a trecut și a trecut cu bine. Au fost interesați de acest subiect? S-au implicat în... Foarte tare. Am avut chiar și o luare de cuvânt. Un coleg de-al nostru, Matei Mihuț, a adresat o întrebare doamnei care modera emisiunea și în momentul în care s-au cerut soluții de la copii, am avut și noi soluții date care au fost citite în plenul Parlamentului European. Foarte frumos, da. Deci atât de important este cuvântul acestor tineri. Și anul acesta, datorită activității copiilor din proiect, vom merge în Parlamentul European, acolo, în 1 martie, la Strasburg, sunt invitați la o sesiune Euroscola Live. Plus vizita Parlamentului European și o zi întreagă petrecută acolo cu diferite activități, întâlniri cu eurodeputați și europarlamentari. Și vei participa și tu, Izabela, la această vizită? Da, voi participa și eu la această vizită. Pot să spun că am puține emoții, deoarece nu este ocazie pe care o ai în fiecare zi să poți să vizitezi Parlamentul European și nu numai, să participi, să asisti. Anumite discuții, anumite activități care sunt acolo. Sigur, vom avea și activități cu europarlamentari actuali, vom afla cum este viața pentru un europarlamentar, care sunt atribuțiile acestuia și pot să spun că este o ocazie la care nu m-am așteptat până acum și care mă bucură foarte mult, deoarece interesul meu a dat și roade prin această experiență pe care o voi avea în martie la Strasburg și pot să spun că mă bucur foarte mult să știu că tinerii sunt încurajați să participe, chiar dacă este o sesiune organizată pentru ei și foarte, oarecum să spunem, pe teme educative. Mă bucur foarte mult că pot să particip.
Veți merge și, nu știu, să prezentați poate un anumit subiect sau doar veți asista la ceea ce se întâmplă acolo și veți vedea practic ceea ce ați învățat în cadrul acestui proiect faptic? Nu vom ieși în față prin a spune anumite idei ale noastre, ci vom avea și o parte de răspunsuri și întrebări, întrebări și răspunsuri, în care vom fi și noi solicitați să venim cu întrebări, cu anumite, să spunem, soluții, la fel cum a spus doamna profesoară. În aceste sesiuni Euroscola se dezbat anumite teme și de multe ori elevii sunt solicitați să vină ei cu răspunsuri, să vină ei cu întrebări și să participe activ în acest proces, la fel cum fac europarlamentarii în Parlament. Deci vom fi ambasadori juniori, cum suntem, dar vom fi și europarlamentari juniori, să spunem. Pentru o zi, iată, veți fi europarlamentari și veți vedea exact cum se întâmplă lucrurile acolo și probabil că vor fi multe subiecte pe care acești tineri le vor ridica în Parlamentul European, care sunt mai pertinente decât a multora care se află acolo, dar nu vom dezbate prea mult acest subiect. Sunt europarlamentari care se alătură proiectului pe care îl desfășurați, pentru că avem și în județul Hunedoara, avem și în România destul de mulți europarlamentari care ne reprezintă în Parlamentul European. Contează foarte mult, cel puțin din exterior, așa ar trebui să fie, să existe această relație, această legătură între cei care sunt direct implicați și cei care poate își doresc să se implice la un moment dat. De ce nu? Da, unul din punctele din parcursul nostru pe anul școlar respectiv este să încercăm să intrăm în legătură cu europarlamentari, trimițând scrisori sau mail-uri sau chiar sunând la birourile lor sau contactându-i la birourile locale. Noi am avut onoarea de a fi vizitați la școală de doi europarlamentari, domnul Iuliu Winkler, care a fost o personalitate extrem de plăcută de copii, pentru că a răspuns cu foarte mare sinceritate întrebărilor lor. Nu am simțit niciun fel de diferență între noi și dânsul și copiilor le-a plăcut foarte mult. Și anul trecut, în plin scandal cu domnul europarlamentar Guido Reil, acesta a făcut o vizită în România și una dintre școlile pe care a vizitat-o, cred că singura, a fost Colegiul Național Decebal din Deva și am avut ocazia ca ambasador junior să stăm de vorbă cu dânsul și să-i adresăm câteva întrebări. După vizita în România și după vizita la școala noastră și în județul nostru, domnul europarlamentar și-a schimbat puțin discursul la adresa țării noastre și asta ne-a făcut să simțim că am făcut și noi ceva. Cum a fost această experiență de a întâlni adevărați europarlamentari și mai mult decât atât să și discutați cu ei, să le adresați întrebări, întrebări din câte știu eu, care i-a cam pus și în dificultate pe aici pe acolo. Da, a fost într-adevăr o experiență foarte, aș putea spune, atipică, dar acum uitându-mă în spate îmi pare rău că nu m-am afirmat și eu mai mult. În schimb am avut niște colegi care chiar au pus întrebări foarte pertinente și au fost foarte prinși în discuțiile cu acești europarlamentari și pot să spun că am învățat foarte multe despre faptul că această sferă, să spunem, politică, economică, este într-adevăr destul de complexă și avem oameni care ne reprezintă, oameni pe care trebuie să îi votăm, deoarece și europarlamentarii se votează odată la 5 ani. Și m-a făcut foarte mult să îmi dezvolt o perspectivă mult mai largă în ceea ce privește modul în care noi interacționăm cu oamenii din jurul nostru și modul în care europarlamentarii trebuie să-și facă treaba. Și da, am discutat foarte multe teme actuale, colegii mei
au și interacționat cu aceștia. Pare rău că nu am apucat și eu să interacționez mai mult. Oportunitatea acum în martie să faci acest lucru cu cei pe care îi vei întâlni acolo în Parlamentul European. Sunt multe aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul și spuneai puțin mai devreme că îți pare rău că nu te-ai afirmat mai mult la acea întâlnire. Iată cât de important este să ne spunem punctul de vedere atunci când avem această șansă, pentru că nu știm dacă ni se mai oferă vreodată această oportunitate. Tu ești norocoasă, sigur, pentru că vei pleca, iată, în această experiență de viață, putem spune, că nu știm sau nu știi când vei mai avea această șansă, așa că să ne spunem punctul de vedere atunci când avem această ocazie, deși copiilor le este uneori poate teamă sau rușine dacă întreb ceva și nu este bine, nu este corect, dar cred că aici dumneavoastră puteți să ne spuneți mai bine acest lucru și puteți să le dați chiar și un sfat tuturor elevilor, indiferent din ce școală provin ei. Ideea este că atâta timp cât suntem la școală și de fapt toată viața e o școală, corect, putem să spunem ce credem atâta timp cât o facem cu deschidere și cu dorința de a învăța și de a învăța și de a ajuta pe alții. Ei cred că au înțeles că în cadrul proiectelor noastre nu se pot face greșeli. Greșim atunci când nu participăm, atunci când nu spunem ce avem de spus, dar nu putem face greșeli, chiar dacă ce spunem noi e o prostie, învățăm și din prostiile pe care le spunem și pe care le facem. Și atunci nu cred că se simt nici într-un caz constrânși să nu-și spună punctul de vedere sau, da, sunt încurajați tot timpul. Asta ar trebui să se întâmple și în familie, și la școală, și societatea, tot timpul, de fapt, da, să îi încurajeze pe acești tineri. Spuneam la începutul emisiunii că aveți foarte multe proiecte în care sunteți implicați și dumneavoastră în calitate de cadru didactic, dar și elevii, unii dintre ei parcă în prea multe activități și reușiți să faceți față totuși. Ce alte proiecte mai aveți așa în această perioadă în care sunt implicați și elevii și profesorii, chiar dacă renunță uneori la timpul liber pe care îl au? De multe ori trebuie să renunțăm la timpul liber pentru că se întâmplă foarte multe lucruri în școala noastră. Eu aș vrea să vorbesc despre faptul că tot acum 2 ani am primit și titlul de școală afiliată UNESCO, parte din rețeaua ASP.net. Ce înseamnă asta? Înseamnă că am intrat într-o rețea în care lucrăm împreună cu alte școli din lume, din întreaga lume, cu instituții din întreaga lume, pe teme UNESCO, adică de ce spuneam mai înainte că m-am bucurat că și băiatul și fata care au participat la simularea alegerilor europarlamentare au avut un scor egal, aproape egal de voturi, un număr aproape egal de voturi, faptul că foarte multă vreme femeile au fost discriminate. Asta este o temă UNESCO, tema prin care aducem în centrul atenției nevoia de a încerca să creăm egalitate de șanse între femei și bărbați. Și atunci toate activitățile pe care noi le facem în toate activitățile pe care le facem încercăm să implicăm în mod egal și băieți și fete și să promovăm fetele care își doresc să facă parte din lumea științei. Sunt foarte mulți băieți, teoretic se spune că băieții sunt tehnici și fetele nu prea. Dar avem exemple în istoria noastră care au fost femei care au demonstrat că pot fi mai sau nu mai, poate în egală măsură, la fel de bune, fel de bune ca și bărbații, exact, ca bărbații sau băieții. Da. Și suntem parte a unei rețele care promovează drepturile omului, promovează sănătatea planetei și sănătatea noastră individuală și o comunitate mult mai sănătoasă din toate punctele de vedere, teme comune cu ale comunității europene, dar la un nivel mondial. Eu personal am făcut parte dintr-o echipă de proiect, am lucrat cu 50 de profesori din întreaga lume, prin care am dezvoltat niște
exerciții pe care să le facem cu copiii pentru a dezvolta reziliența elevilor în fața problemelor vieții. Colegii mei de echipă au fost din Filipine și eu am învățat foarte mult despre alte naționalități, lucrând cu ei după mesele în proiect să creăm aceste instrumente de lucru. Suntem atât de diferiți și din punct de vedere cultural și istoric și așa mai departe, dar totuși avem atât de multe puncte comune pe care le putem dezvolta și din care pot să iasă proiecte frumoase. Da. Suntem foarte diferiți din punct de vedere al istoriei de viață și a vicisitudinilor la care suntem expuși într-un fel sau altul, dar scopul nostru, eu am lucrat cu profesori de toate materiile, scopul nostru a fost unul comun, de a face ceva care să folosească elevilor noștri. Și am reușit. Și spuneați puțin mai devreme și de implicarea elevilor în tot ceea ce înseamnă și partea aceasta de incluziune socială și știu că în cadrul Colegiului Național de Ceval sunt frecvent organizate activități menite să îi aducă în prim plan pe cei pe care uneori societatea nu îi vede, deși ar trebui să implice și ar trebui să aibă un rol foarte important în sprijinirea acestor copii cu dizabilități sau adulți cu diferite dizabilități, dar voi reușiți să-i aduceți mai aproape de noi, de fiecare dintre noi până la urmă, prin organizarea tot felul de activități, fie sportive, fie culturale și așa mai departe. Ești implicată și tu în aceste proiecte? Da. Sunt secretara clubului Leo Sarmisegetu Zadeva, care are voluntari majoritar de la Colegiul Național de Cebal, dar și de la alte școli din Deva, în care am reușit pe parcursul cel puțin anilor mei de experiență 2 să desfășurăm activități în parteneriat cu Special Olympics, unde anul acesta am avut, spre exemplu, probele sportive de la Special Olympics desfășurate în cadrul școlii noastre. La nivel național. Da, la nivel național au venit copii din, și nu doar copii, din Timișoara, din Arad și din toată țara, unde noi, voluntarii Leo, am reușit să-i ghidăm, să-i ajutăm copii cu dizabilități, vorbim despre copii cu dizabilități diverse, pe care am ajutat i-am ajutat să se miște, să poată să desfășoare aceste activități sportive. Să simte că fac parte până la urmă din comunitate. Da. Cred că asta este foarte important. Să se simtă incluși, să simtă că sunt ajutați și sunt și ei văzuți, ascultați și desigur auziți. Deci am reușit să bifăm și acest subiect al incluziunii, deoarece asta este scopul principal al nostru ca societate, să fim uniți și una și dintre valorile europene, să fim diverși, dar să fim cu toții acceptați cu tot cu diversitatea noastră. Astfel, mi-a plăcut foarte mult să particip la activități care sublinează acest lucru. Simți că trăim într-o societate în care acceptarea este pusă așa cumva pe primul plan sau mai avem de lucru la acest capitol? Simt că mereu este de lucru în foarte multe capitole, inclusiv în cel al incluziunii sociale și al acceptării tuturor, însă suntem pe drumul cel bun și vedem din ce în ce mai mult participarea tinerilor și nu numai în aceste tipuri de activități care sunt menite să ne facă pe toți să ne simțim bine și să consolideze societatea, să facă lucruri bune spre binele tuturor. Ți-ar fi foarte ușor să spui după 6-8 ore de cursuri, să spui mă duc acasă, aprind televizorul, butonez, mă uit la un film, stau liniștită. Faci aceste lucruri sau alegi să te implici mai mult? Și dacă da, de ce? De multe ori nu am timp să fac aceste lucruri după școală, deoarece am început
încă din, de la începutul ciclului liceal, să mă implic în foarte multe proiecte. De ce ai simțit asta? De ce ai simțit să te implici? Deoarece aș fi simțit că pierd ceva dacă nu mă implic și mereu am simțit lucrul că nu am de pierdut nimic din implicare, ci am mai mult de pierdut prin a nu mă implica. Astfel am ajuns să nu am atât de mult timp liber pe cât poate mi-aș fi dorit, însă se consideră timp liber și activitățile pe care le faci cu plăcere, cum ar fi voluntariatul. Mi-am făcut foarte mulți prieteni în cadrul proiectelor de voluntariat și proiectul EPAS m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt și să mă educ pe mine și pe alții. Sunt implicată și în alt fel de activități extracurriculare și toate mă fac să mă bucur că m-am implicat și să-mi pară nu foarte mult rău despre timpul liber pe care, să spunem, poate nu îl am în cantitate foarte mare. Atât timp cât faci ceea ce îți place, da. Cum spuneai, și aceste activități pot însemna relaxare și dacă te și ajută să te dezvolți ca om, să-ți dezvolți caracterul și poate să-i ajuți și pe ceilalți prieteni ai tăi care la un moment dat poate au spus eu nu vreau să mă implic, n-are rost, prefer să fac cu totul și cu totul altceva, dar sunt convinsă că au fost unii care te-au luat drept exemplu. Doreați să interveniți puțin da, mai devreme, vă rog. Izabela este modestă. Tocmai a fost parte dintr-un proiect Erasmus Plus și în urma unui concurs de scrisori de intenție, de eseuri prin care copiii își arătau intenția de a participa la mobilitate, ea a fost selectată cu punctajul cel mai mare și a fost plecată într-o mobilitate în Portugalia. Da, am avut ocazia, probabil una dintre cele mai importante experiențe din ciclul meu, din acest ciclu liceal, a fost să particip la mobilitate din Portugalia cu o temă de adaptarea educației la cerințele fiecărui elev și în care am reușit să cunosc oameni din Cehia, din Croația, Danemarca și Portugalia. Acolo am participat împreună cu încă 3 colegi din liceu la diverse activități legate de siguranța pe internet. Am vizitat orașul Bragança, unde am și stat și am avut ocazie pentru mine unică să cunosc atât de multe culturi într-o singură plecare și să ajung să mă dezvolt foarte mult din punctul de vedere al culturii, să spun așa. Vei repeta, mă gândesc, nu, aceste experiențe, nu la fel ca aceasta, dar te vei mai implica, nu, în astfel de proiecte. Cu orice ocazie aș dori să mai particip la o astfel de mobilitate, cu toate că începutul e greu. Da, cu toate că sunt pe finalul liceului și s-ar putea să nu mai am această ocazie, însă încurajez pe oricine să participe, să se implice, deoarece, din nou, implicarea aduce foarte multe beneficii și foarte multe ocazii pe care nu le poți avea în cazul în care, să spunem, ești indiferent sau pur și simplu alegi să nu ieși în față deoarece poate ești timid, poate nu este în firea ta. Trebuie să ieșim din zona de confort uneori. Urmează clasa a 12-a. Ți-ai croit așa un drum spre o facultate, spre o viitoare carieră? O singură problemă pe care o am cu implicarea în atât de multe proiecte și lărgirea perspectivei mele asupra vieții este faptul că am ajuns să am foarte multe posibile opțiuni, astfel încă sunt destul de nehotărâtă în ceea ce privește facultatea. E bine că există acele opțiuni. Desigur. Ai de unde să alegi, asta e important. Însă sfera mea este una foarte largă și acum încerc să mi-o extind și mai mult. M-am înscris în acest an la cursuri de zbor cu
avion ultra ușor aici la noi la aerodrom în Săulești și din nou aș dori să văd dacă ar fi și aceasta o opțiune pe care aș putea să o explorez mai departe. Deci, deși nu sunt încă hotărâtă, consider că o să am de unde alege și abia aștept să cunosc mai multe și să excelez în domeniul în care o să merg eventual. Mult succes, ai orice cale ai alege. Sunt convinsă că toate aceste experiențe te-au ajutat și te vor ajuta în orice domeniu de activitate pe care îl vei alege. Sunt absolut minunați acești tineri. Sunt exemple, așa cum spuneam puțin mai devreme, și ne arată cât de important este să învățăm, cât de important este să ne lărgim orizonturile, pentru că de multe ori, la vârsta lor, cu toții cred că am spus la ce mi-ajută, nu știu, matematica, la ce mi-ajută să știu limba germană, pentru că este cazul colegiului pe care îl reprezentați, dar toate acestea puse cap la cap ne vor ajuta în viață extrem, extrem de mult. Ultimele două minute din această emisiune o să vă las pe dumneavoastră să faceți așa o încheiere, pentru că sunt convinsă că mai aveți de spus lucruri. Da. În timp ce vorbea Iza, mă gândeam că da, pare impresionant tot ce a enumerat ea și nici nu cred că a spus toate activitățile din care din care a făcut parte. Iza nu este o excepție. Este unul dintre copiii noștri. Majoritatea copiilor care își doresc să se implice, se pot implica și avem tot felul de rezultate de succes. Adică foarte mulți copii care au rezultate foarte bune în tot ce încearcă să facă și își doresc să facă. Deci noi suntem așa. Și ne chinuim și ne străduim și ne place să fim alături de ei și să implicăm în cât mai multe activități extracurriculare, dacă se poate, pentru că considerăm că așa ne dezvoltăm înspre o direcție bună ca cetățenii ai viitorului. Până la urmă vă faceți datoria. Absolut. Pe care și părinții și profesorii o au, mai ales cu astfel de copii care vă fac care merită, da. Care merită și care au potențial. Vă fac și dumneavoastră treaba mai ușoară, parcă. Da, mult mai ușoară. Suntem la final de emisiune, din păcate am mai fi avut multe de discutat, a fost o reală plăcere să vă am astăzi alături de mine, mult succes să aveți cu toate proiectele pe care le desfășurați și următoarele, pentru că sunt convinsă că lista a fost așa astăzi una foarte restrânsă a proiectelor pe care le derulați. Să aveți o vizită plăcută în Parlamentul European și vă așteptăm aici cu impresii după această experiență. Mulțumim. Mulțumim. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Sperăm că v-am umplut așa sufletele de bucurie cu invitatele pe care le-am avut astăzi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!